Dacă vă întrebați de unde îmi iau hainele, de aici mi le iau băieți, cu Mickey Mouse, Gucci, Gucci Mickey Mouse. Yo, yo, de-al bă ăsta, băieți! Bună dimineața și bine m-am regăsit la o nouă zi aici la mare. Este în jur de 8 dimineața și o să mergem să mâncăm, pentru că dacă nu mergem până la ora 10, pierde masa și iarăși murim de foame, deci haideți să mergem la masă și să băgăm la stomac. Îmi place super mult că noi stăm aici și masa efectiv e acolo și haideți să vă arăt că în stânga găsim piscina, adică avem un loc super bun unde este camera noastră. Deci, după cum puteți vedea, aici e piscina și după aici avem Marea, restaurantul. Dar erau niște oameni în spate, frate, și nu prea pot să vorbesc, îmi e rușine. Uite, așa aici avem și programul frumos. Și gata, am ajuns la masă. Hai să vedem ce au pe aici. Ia uitați, ce bunătățui. Și aici îi găsim și pe părinții mei, care mănâncă frumos. Ia uitați ce priveliște minunată. Aici lângă piscină s-au așezat. Salut, ce v-ați luat de mâncare? Ia uite, mami deja halit tot. Gata, m-am dus, mi-am luat și eu ceva de mâncare. După cum puteți vedea, bacon, ou, ceva, pâine, salam și mai multe chestii. Și acum o să mă pot să mănânc frumos aici, pentru că am cam întârziat la masă. Bun, am ajuns la sală, am terminat de mâncat și vreau să vă zic că e foarte tare sala de aici, pentru că eu mă mai duc așa la sală cu Andrei Ro în România. Doar că aici toate chestiile de aici sunt cu touchscreen, după cum puteți vedea. Și la noi la sală nu sunt cu touchscreen. Nu știu dacă la alte sală sunt cu touchscreen, probabil să fie, dar e foarte mișto. Uitați, apăsăm aici și efectiv merge. Am văzut că nu prea sunt butoane și am zis hai să încerc și cu touchscreen, nu? Și chiar merge. Și chiar e bombă, e foarte, foarte mișto, dar nu prea se vede pentru că bate lumina de afară. Bun, acum o să lucrăm niște abdomene, pentru că suntem la mare, trebuie să ne vadă fetițele cum avem abdomenul lucrat când intrăm în apă acolo. Așa că haideți să dăm drumul la niște abdomene. Gata, am terminat și sala, a fost așa o zi de încălzire. Nu prea am filmat foarte mult pentru că a plecat și tata, pentru că a zis că m-am un pic plictisit și chestii și s-a dus în cameră. Așa că n-am mai apucat să filmez, pentru că nu prea am pus să mă filmez singur când lucrez pe aici. Adică nu e așa mare cum mă duceam eu la sală în România, dar e ok pentru că stau câteva zile aici și nu am nevoie de foarte multe lucruri. Adică după cum puteți vedea, avem aici chestiile astea pentru abdomene, avem și bandă, avem și greutăți, avem și aici pentru brațe, spate și pe toate nebuniile. Deci dacă am asta a fost prima zi la sală, o să mai vin și mâine, chiar mi-a plăcut super mult. Și vreau să vă arăt că aici este sala, după cum puteți vedea, pe aici intrăm la sală și aici suntem efectiv în parcare, după cum puteți vedea. Asta e parcarea hotelului. Pentru cei care stau aici la hotel să aibă și parcare și îmi place super mult. E cam nasol că fitness-ul e la parcare, dar e ok, nu urcăm foarte mult. Bun, am ajuns la mare. Ideea este că este foarte rece. Ieri a fost mult mai caldă, dar azi e extrem de rece. După cum puteți vedea, am ajuns doar până la picioare și deja nu mai pot de rece. Cred că o să mergem la piscină sau nu știu, o să vedem. Pentru că este 10 dimineața în momentul de față și probabil de asta nu este foarte caldă apa, adică dacă era, să zicem, pe la un 3-4, da, mergea. Da, și cu toate astea, mami intră, o vedem acolo, ea n-are niciun fel de problemă. Tot înnoată și cu pălăria. Da, mamei îi place foarte mult la mare. Pentru că era apa rece și afară nu este soare, este destul de norat, ne-am decis să venim în centru, adică în oraș, cum ar fi la Obzor. Problema e că am uitat camera la hotel și nu mă mai pot întoarce acum, că na, cam, sunt în jur de 10 km de aici și până la hotel la noi. Așa că o să filmez cu telefonul, sper că nu vă deranjează cum se vede, eu zic că se vede destul de ok. Și suntem aici frumos la chestia asta, cred că e piața Obzor, ceva de genul, ca și în București. După cum puteți vedea aici, putem găsi Abibas Nike la doar 2 leva.
bombă, nu? Dacă vă întrebați de unde îmi iau hainele, de aici mi le iau băieți, cu Mickey Mouse, Gucci, Gucci Mickey Mouse, e mai mult de 10 lei un tricou? Eu uite, Levi's, mamă, Kevin Klein, bombă, ești bun? După cum puteți vedea, o să-mi iau și niște Alexander McQueen, cam așa arată, nici nu sunt fake. Bulgarii le au pe fake-uri, pe firme, pe de-astea, sunt nebun rău oamenii. Băi și fete, dacă nu dați like la clip, eu uitați ce vă aștept. Bacuțitul. Aveți grijă. Dacă nu dai like acum, eu uite. Uite ce te aștept. Și uite ce mai greșit. Fade. Jack Daniels. Mamă. Bombă pe aici. Ești bun? Tocmai mi-am luat o vată pe băț și cred că este cea mai mare vată pe băț pe care am putut să o iau în viața mea. Cel puțin în România, nu-mi dă nici că e părul meu, nici părul meu nu e atât de mare. Ia uitați, nici părul mama nu e atât de mare. Ia, fii atent că ți-o pui ca pălărie, știi mă? Ia uite ce frumoasă e. Aproape 25 leva de așa ceva, frate. Bă, mai bine mă îmbrac de la piticoti, ești nebun decât să-mi iau așa ceva la 25 leva. Uitați și voi până să vezi cât înseamnă 25 leva o chestie de genul ăsta. Băieți, am ajuns și Nese Bar. Frumos, aici ne-am oprit la un McDonald's ca să vedem ce gust are McDonald's-ul din Bulgaria. Da, cred că e exact la fel ca în București, adică ca în România. Și haideți că revenim cu o recenzie după ce mâncăm. Bun, deci am comandat și vreau să vă zic o chestie care nu mă așteptam să se întâmple. Efectiv, în Bulgaria nu există Mac puișor. Am vrut să-mi iau un Mac puișor și efectiv m-am uitat și nu avea un Mac puișor. Cred că nici nu există meniul la 5 lei, dacă știți meniul ăla la 5 lei de care mi-a zis Andrei Ro. Dacă nu au Mac puișor, probabil să fie ceva de genul, dar fără Mac puișor să fie cu un alt sandwich. Nu știu dacă puteți observa, dar pe acolo trebuia să fie Mac puișorul și nu este niciun Mac puișor, din păcate. Așa că mi-a luat un Mac chicken și 6 Mac nuggets. Hai să vedem cum sunt. Bun, am ajuns și noi la hotel, după cum puteți vedea în momentul de față. Vreau să vă zic că mâncarea, normal că a fost la fel ca în România, doar că prețul a fost mult mai mare, adică, nu știu, mi s-a părut în jur de 10 lei mai mult, nu că e că mă plâng sau ceva, dar, nu știu, m-am mirat așa puțin că prețurile sunt diferite și, în primul rând, n-aveau Mac puișor încă o dată. Vă zic pentru că sunt foarte revoltat cum să nu existe Mac puișor. Și sunt acum pe terasă și mă vede toată lumea cum filmez și se uită la mine. Nu știu dacă puteți să vedeți, în spate este cineva care s-a uitat la mine. Poate acum nu se mai uită, habar n-am. Aici frumos, lumea la piscină, niciun stres. Bun, și în cam un sfert de oră o să plecăm și noi la masă, o să mâncăm. Și după s-ar putea să mă pun și o să editez vlogul ăsta, pentru că de 3 zile filmez în continuu și zic că ar trebui să mă apuc și eu de editat. Băieți și fete, am ajuns la mare și avem multe valuri azi. Deci vreau să vă arăt cât de nebune este mare azi. Uitați-vă și voi, sunt o grămadă de valuri, bine. E foarte frig, dar sunt o grămadă de valuri, asta contează. Eu unde-l pot să băieți? Băieți, unde suntem, băieți? Nu mai știu de mine. Eu uite-l pe ăsta. O să mă bag și cu capul imediat. O să-mi pun ochelarii de Batman. Hai să-i dăm drumul. Ok, suntem pare. Merg minutele, merg secundele. Și... Hai, n-am înțeles nimic. Nu știu dacă voi ați înțeles ceva, băieți. Da. Eu nu vrea. Ce pare că s-a calmat. Cât încercam să pun ochelari, erau cele mai mari valuri. Acum, Rip, uite-l, uite-l pe la față. Mamă, mă duc, hai că mă ajută. Bă, dar așa mică e apa. E prea mică. E prea față și nu se formează valurile. Opa! Acum, băi, uitat o algă. Hai, da! Bombă rău, băi, nebun. Ok, au fost niște valuri foarte nebune. Și am zis să dau drumul la cameră. Am cam obosit. Aolo. Băieți, și că am băgat-o cu amul. Băieți,
Ce că am băgat o boabă din valurile astea. Că mă ia nasol cap. Ești de bun? Dar eu tot mă bag. Că e prea mișto. Ajutor! Save cover! Wow, nu, șarpile! Băi și fete, vreau să vă zic că aici o să încheie acest vlog. Vă mulțumesc frumos pentru că v-ați uitat la el și vă ajută foarte mult să nu uitați să apăsați și pe butonul de like, să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă v-a plăcut vlogul și dacă mai veți face vloguri în continuare. Ei bine, este seară și mâine dimineață noi o să plecăm. Deci am zis să filmez încheierea la vlog astăzi pentru că mâine o să fim destul de prinși. Văd că este mare discotecă acolo. Hai că e mare discotecă. Nu știu dacă mai țineți minte din primul vlog, dar erau niște copii care dansau pe acolo. Da, așa că am editat vlogul până acum și am zis să fac și încheierea, iar acum o să-l pun la randat și o să-l aplaudez pe YouTube pentru că voi când vedeți vlogul ăsta este luni. Sper că a mers bine live-ul de 12 ore pentru că am zis să fac un live de 12 ore. Nu știu cât dintre voi ați fost pe el, dar sper că ați fost în număr cât mai mare. Și da, eu am fost Nori și ne vedem la următoarele clipuri care vor apărea. Nu uitați să like, share și clopoțel neapărat și follow pe Instagram la Best Noris. Pa, pa!